Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Propun să începem. Și prima întrebare este... Da. Pe cine admiri cel mai mult și de ce? Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat și chiar e o întrebare care, cu care cred că o să deschidem foarte frumos această discuție. Pe mama o admir cel mai mult. Da. Da, pentru că ne-a crescut cu foarte mult bun simț și cu bună dispoziție în casă și cumva cred că asta m-a ajutat să fiu o persoană deschisă. Adică mediul în care am crescut și bună dispoziția de la noi din casă și starea aia bună cu care venea ea întotdeauna de la serviciu sau... Asta cred că ne-a format pe noi ca familie. Practic ăsta e statementul nostru și asta, de asta o admir, pentru că acum, în momentul ăsta al vieții mele, îmi dau seama cât de importante au fost lucrurile alea și cât de importantă a fost atmosfera de la noi din casă, pe care ea o crea de cele mai multe ori. Mm-hmm. Și vorbesc acum și de atmosfera de sărbători și de glumele pe care le făceam între noi. Bine, pe care le facem și acum, nu e... Dar pe mama o admir cel mai mult și pentru că m-a făcut de cele mai multe ori să văd un model în ea de cum să fii o femeie puternică și o femeie care se descurcă nu neapărat singură, pentru că nu a fost singură, dar niciodată nu s-a bazat pe alți oameni în general. Pur și simplu lucrurile pe care a vrut să le facă ea le-a făcut. Fără să întrebe, fără să se sfătuiască. Da, exact. Și da, ăsta e răspunsul final, mamă. În regulă. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să numim? Am încercat o vreme să mă duc la piscină. Adică anul trecut mi-am făcut abonament și m-am dus. Te-ai ținut? M-am ținut până în vară, când bineînțeles au apărut piscinele descoperite și am preferat să mă duc la plajă, ca să zic așa, să mă și bronzez. Yep. Și am renunțat un pic la piscina interioară. Da. După care mi-am renuit abonamentul și am vrut să merg din toamna asta și toamna asta n-am ajuns, dar de fapt numai toamna că s-a făcut iarnă și mi-aș fi dorit să pot să te fac asta. Să mă mai țin, am abonament. Dar de fiecare dată când mă gândesc că trebuie să mă duc, mi se face o lene și nu mă mai duc. Și nu te mai duci. Exact. Ăsta cred că ar fi fost un obicei sănătos. Bine. Deci ăsta ar fi exemplu. Da. Da. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Mi-ar plăcea să învăț... ori elevi, ori studenți, ori, nu știu, acum ne referim la un lucru concret, adică nu poate știu ce aș să învăț pe cineva să croșeteze, de exemplu, pentru că nu știu. Da. În schimb, mi-ar plăcea să le împărtășesc cu oamenilor din, și mai ales copiilor sau de ce nu elevilor și din experiența mea de ce trăi până acum? Asta și de a juca oameni care vor să facă meseria asta. Adică am așa un spirit pedagogic. Ai început? Sub o formă, nu știu. Da, am avut o experiență, am fost invitat la un festival de la Brăila și am ținut acolo un workshop. Da. Cred că vreo 5 sau 6 zile. Și am avut o trupă din Pitești, de adolescenți, care au fost foarte încântați, bine și eu de ei, adică toată, în final am început să plângem, n-am avut niciodată o experiență așa și ne-am îmbrățișat și ne-a părut rău că se termină și a fost și pentru mine și pentru ei ceva unic, zic eu, pentru că am încercat să le împărtășesc cu sinceritate tot ce înseamnă parcursul acestei meserii și cum... Câți dintre ei am discutat cu cei care voiau să dea la actorie și mi-a făcut plăcere să împărtășesc lucrurile astea cu ei și mi-ar plăcea să mai fac asta în continuare. Nu știu dacă se ajung în punctul în care să predau la universitate, să zicem. Dar sub forma unor mici evenimente de genul ăsta. Da, exact. Workshop-uri sau, de ce nu, cursuri de actorie sau... Uh-huh. Habar n-am. Mai ales că
reușesc cumva să fac și o atmosferă amuzantă în mediul ăla și oamenii se simt foarte bine în contextul ăsta. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Deci nu știu că nu prea am făcut așa mari investiții. De exemplu, mașina pe care mi-am cumpărat-o a fost o investiție care, de ce nu a dat roade? Pentru că mie îmi place foarte mult să ascult muzică. Și în mașina aia veche aveam un casetofon și niște boxe care erau cam sparte și se auzeau gâjeau tot timpul sau făceau urât. Și prima dată când am văzut mașina asta pe care mi-am cumpărat-o acum, am dat muzica tare să văd cum se aude. Și asta m-a cucerit. Criteriul de selecție. Exact. Și asta m-a cucerit și asta cred că e, asta, pe lângă că e foarte mișto și mă duce unde am nevoie și eu, da, e mult mai confortabilă decât cealaltă. Da, da, da. Îmi place și să ascult muzică și am un sistem audio foarte, foarte fain în ea. Asta e mișto. Investiția mea. Care a dat roade. Ok. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Adică, eu consider, de exemplu, că nu e nebunesc, dar e într-un fel, dar depinde acum cum ne gândim, că e și formulată un pic ciudat întrebarea. Oamenii consideră nebunesc, de exemplu, să sară cu parașuta. Uh-huh. Eu nu. Dar nu, că e nebunesc într-un fel, doar că eu nu aș face asta. Adică nu că nu-l consider. Înțeleg. Nebunesc. Uh-huh, uh-huh. Ci pur și simplu... N-ai face experiența, dar nu... Nu, adică... Da. La asta mă refer. Înțeleg. N-aș sări cu parașuta, n-aș merge în... Adică, dacă ar fi să mă duc, de exemplu, la Disneyland, ceea ce îmi doresc foarte mult, sau într-un super parc de distracții din Europa, da, nu m-aș da în nimic, sincer, pentru că mi-e frică de tot ce înseamnă Mountain Rus și așa mai departe, toate acareturile astea care înțeleg, te învârt și te... Restoare. Exact. Bine. Ce ai pune, da, pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Mă tot gândit la întrebarea asta și sună foarte ciudat să spun că aș pune un spectacol cu mine în care aș juca. De ce ciudat? Pentru că mă gândesc că n-are pic de modestie răspunsul ăsta. Foarte dar bine. Totuși mi-ar plăcea, de ce să nu zicem adevărul, să vină cât mai multă lume la... Exact, exact. Să vină cât mai multă lume la spectacole și să... Nu din dorința de a fi mie bine și a avea săl pline, ci din dorința de a împărtăși oamenilor meseria asta pe care mi-am ales-o, pentru că practic de asta o și fac. Înțeleg. Ca ea să fie văzută. Și atunci mi-ar plăcea să vadă tot globul un spectacol cu mine și să vină, de ce nu, cât mai multă lume. Adică să devină așa un vis din ăla de Hollywood. Okay. Asta ar fi. Da. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Nu știu, habar nu, cred că e foarte greu. Eu stau de obicei destul de bine cu concentrarea și cred că toți actorii și-au conservat asta în timp. Adică ajungi să, cel puțin înainte de spectacol, să ții un timp al tău în care te concentrezi pentru ce urmează să faci. N-am mari probleme de concentrare, dar am avut în facultate, de exemplu, nu rezistam, stăteam 2-3 ore la un curs și deja îmi fugea mintea sau nu mai puteam să urmăresc. Da. În schimb, acum nu mi se întâmplă foarte des să fiu neconcentrată sau deconcentrată. În regulă. Dar, de exemplu, în general, ca să zic așa, dacă simt că am obosit foarte mult după o perioadă mai lungă, mă duc acasă și asta recarcă bateriile. Îți iei sursa de... Exact. În regulă. Dacă fericirea, da, ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Păi, tot cu actoria.
Mișto? Călătorie ar fi. Ai rămâne în acea zonă. Exact. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Păi aș avea două. 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 Viața mea, Charlie Chaplin. Da. Și John Steinbeck, Iarna vrajbei noastre. Ok. Asta mi-a venit acum că asta mi-am lăsat aminte că a venit iarna, ceea ce e groaznic. Bine. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Aici trebuie să facem o emisiune separată cu fricile mele, care sunt foarte multe și pe care n-am reușit să le depășesc. M-am luptat o perioadă cu frica de a merge la doctor. Și am făcut și terapie, acum sunt mai bine, dar nu pot să zic că e depășită. Adică tot am o reacție de fiecare dată când trebuie să merg undeva, să fac ceva la un medic. Anxietate? Da. Mă sperii foarte tare și... Da. Cu asta încerc, n-am reușit încă să o depășesc. La asta lucrezi. Da, la asta lucrez. Sunt în proces, să zic așa. Ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Păi, cred că munca e... Munca. Da. E, să zicem, o parte importantă din demersul unui actor în a ajunge, să zicem, cineva. E mult munca. Spus că eu nu sunt neapărat cineva în punctul ăsta, dar da, cred că munca e răspunsul. Pe partea de reușite. Exact. Și pe partea de eșecuri? Pe partea de eșecuri nu știu. Eu n-am avut parte de așa ceva și... Nici nu aș vrea să le numim eșecuri. Mi se pare că nu... Dacă m-aș confrunta cu așa ceva, nu cred că aș zice, mamă, ce eșec am avut sau uite ce mi s-a întâmplat, și aș încerca tot timpul să depășesc și să învăț ceva din lucrul ăla. Din lucrul acela, chiar da. Și un spectacol prost, nu prea poți să-l numești eșec. Aduce ceva. Exact, ai învățat ceva, tot un lucru, tot ai găsit bun în el sau în etapele muncii la acel proiect, pe care nu le poți numi eșecuri. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aș lua-o de la capăt. Pas cu pas din nou. Da, din nou aș construi fix ce am acum, dar tot așa. În regulă. Nu cred că n-aș ceda. Bine. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să... Nu mai fiu impulsivă. Impulsivă? Da. Pentru că am pierdut foarte mult. Cel puțin când eram, nu știu, când aveam 18 ani, mă enervam foarte tare, mă certam cu ai mei, adică eram foarte rebelă. Te aprindeai ușor. Da. Până când mi-am dat seama că lucrurile se pot comunica și altfel și că nu trebuie să mă enervez. Acum, de exemplu, sunt foarte zen în general. Adică nu prea... Am învățat din asta și îmi pare rău că nu mi-am dat seama de atunci că nu rezolv nimic. Dacă mă cert cu cineva sau dacă tot timpul încerc să aplanez un conflict, să discut, să vorbesc, să zic, uite, aici nu e bine cum facem sau hai să încercăm și așa sau... Ok. Da. Deci astea ar fi direcțiile. Exact. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Tot prin muncă. Tot nu cred în variantele astea de a te fofila sau de a te împrieteni cu cine știe cine ca să ajungi undeva sau de a linguși tu toți, nu știu, regizorii sau oamenii cu care lucrezi și da. Pur și simplu să muncești și să te faci plăcut în mediile în care lucrezi ca oamenii să-și dorească să fii în preajma ta, exact, sau tu în preajma lor. Ok, asta e metoda. Exact. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Simona Halep. Halep. Mm-hmm. De ce crezi că a reușit? Pentru că a muncit, pentru că și-a dorit foarte mult să ajungă acolo, pentru că și-a sacrificat viața personală și a pus
tenisul practic pe primul loc. Olin, și cumva a avut determinare și curaj. Și a și muncit, evident, îngrozitor de mult. Am avut și ocazia să o cunosc personal și de asta îmi permis să vorbesc despre ea, pentru că e un om special și un om care chiar poate să ne reprezinte cu succes oriunde în lume. Așa este. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? N-am o întrebare care ar trebui să mi se pună. Nu, mi-ar plăcea ca oamenii să mă întrebe mai des când ai următorul spectacol. Ceea ce înseamnă că urmează să și vină. Unii mă mai întreabă, dar... Mai des ți-ai dori. Da, mi-aș dori ca oamenii mai des să zică, uite, când ai următorul spectacol, aș vrea și eu să vin să-l văd. Și atunci eu imediat răspund. Sunt sigur că... Exact. Bine, eu îți super mulțumesc, e gata. Și eu îți mulțumesc și sper să ne vedem și cu...